Sfârșit de săptămână bogat în evenimente culturale. Iubitorii teatrului, dar și cei care preferă muzica de operă, au de unde alege spectacolul dorit. La Notara, 3 spectacole vor fi oferite publicului iubitor de teatru. Sâmbătă avem comedia 39 de trepte, după un film al lui Alfred Hitchcock, un spectacol, un tur de forță pentru actorii noștri, un spectacol foarte amuzant, și duminică la matineu Hangița de Goldoni, iar seara Vacanță în Guadalupa, o comedie bulevardieră de mare succes. Teatrul Metropolis vă invită vineri la spectacolul cu piesa Naum, cu Ana Pelea și Cristina Casian în rolurile principale. Duminică, scena de la Metropolis este dedicată unei frumoase povești de dragoste, Love Stories, de Radu F. Alexandru. În cea mai bună piesă românească a anului 2010, desemnată de juriul Uniter, două generații, două cupluri, părinți și copii, evoluează într-o emoționantă poveste a căutărilor de sine, un labirint al emoțiilor și dramelor existențiale. Spectacole de gală și la Opera Națională din București. O capodoperă a teatrului liric, Falstaff, ultima operă compusă de Giuseppe Verdi, va face deliciul iubitorilor genului într-o montare inedită semnată de regizorul britanic Graham Vick. Spectacolul Falstaff este o montare modernă, total diferită față de felul în care această operă a fost prezentată până acum oriunde în lume. Graham Vick mută subiectul operei în timpurile noastre, abordând cu un umor tipic englezesc teme contemporane precum consumerismul, virtutea, lăcomia, transpuse în lumea spirituală a personajelor lui Shakespeare care evoluează în opera lui Verdi.